cum s-a derulat această campanie de vaccinare împotriva virusului gripal? În principiu, un pic diferit față de anii anteriori, în ideea că au fost pacienți care au refuzat vaccinarea antigripală, deși anii trecuți o făceau din motiv că au făcut celălalt vaccin, în ciuda faptului că li s-a explicat că este altceva. Totuși, vaccinarea am avut. Problema care este realmente în fiecare an este că vaccinul vine târziu, vaccinul antigripal. Persoanele sunt interesate, deci pacienții sunt interesați undeva prin septembrie-octombrie, începe să întrebe de antigripal. Mulți dintre ei nu au răbdare până vine de la DSP, mai ales că știm primele dăți ne dau destul de puțin vaccin antigripal și unii dintre ei care sunt mai conștiincioși îl cumpără dinainte și îl fac la timp. Ceilalți așteaptă. Vaccinul vine undeva pe la sfârșitul noiembrie, deci de atunci începe să apară vaccinul antigripal la noi în cabinete. După cum am spus, întâi vin undeva 20-30 de doze și după aia tot mai cresc. Acum, din câte știu, unii colegi au primit ceva mai multe doze la sfârșit, tot la fel și nu au mai avut ce face cu ele realmente, adică nu au mai fost solicitări. Bine, vaccinăm atunci, la început, atunci într-adevăr vaccinăm frumos. Spre sfârșit, deci acum este în ianuarie, februarie, greuț mai merge vaccinarea. Câți oameni s-au vaccinat la dumneavoastră în cabinet? Undeva la un pic peste 170 din lista mea de pacienți. În general au fost oameni din categoriile cu risc sau au venit și tineri speriați de pandemie? Noi vaccinăm prin vaccinurile oferite de către DSP persoanele cu risc. Există anumite categorii pe care le vaccinăm. Peste 65 de ani sau până în 64 de ani dacă au boli cronice. Restul, noi îi informăm că este bine, dar recomandarea este și îl cumpără. Da, și cu dragă inimă îl administrăm asta, bineînțeles, fără probleme. Da. Acum la DSP nu s-a raportat niciun caz de gripă. Credeți că aceste măsuri impuse de pandemie și mă refer la distanțarea socială, masca pe care o purtăm în fiecare zi, au avut un efect pozitiv în privința răspândirii virusului gripal? Da, cum să nu? Sunt convinsă. Și nu doar al virusului gripal, până la urmă, în general a virozelor, care sunt specifice perioada de toamnă-iarnă. Vedem că numărul acestora este scăzut semnificativ. În ultima perioadă a început și a mai crescut un picuț, bineînțeles și prin relaxarea măsurilor. Probabil că sunt direct influențate. Virozele care umblă acum, în perioada acestea, majoritatea, într-adevăr, sunt prin COVID. Constatăm la testele pe care le facem sau și le fac pacienții că sunt cu COVID. Mai sunt, bineînțeles, și care ne este teste negative, deci să fie recel normale, cum le numim noi, de sezon. Da, dar măsurile de prevenție funcționează, deci partea de mască și de distanțare socială și-au văzut rostul, într-adevăr. Acum există o mare confuzie legată de simptomatologie. Cei care deja au anumite simptome specifice, dureri de cap, de mușchi, de oase, se gândesc la infectarea cu virusul COVID. Și pe bună dreptate, de obicei cam așa merg. Practic bolile sunt aceleași, da? Contează prin ce s-a produs boala. Acest virus este un virus nou apărut, da? Deci boala e tot la fel, orică e viroză respiratorie, orică lucrurile sunt mai complicate și apar bronșite sau apar pneumonii sau alte lucruri, e produs prin alt virus, dar simptomatologia este la fel cum suntem obișnuiți în general cu răcelile. Cam așa. Ce e mai în plus, dar nu este neapărat nevoie să fie la fiecare episod în parte, deci la fiecare bolnav, este partea cu gustul și mirosul, dar care s-a văzut că pe varianta nouă care umblă acum, mai puțin afectat. De obicei au fost exact partea în zona orele. Au fost simptomatologia, exact cum suntem obișnuiți pe virozele normale.
Da, durerile în gât, dureri de cap, congestia nazală, lucruri cum suntem obișnuiți. Cam așa a mers. Dacă apar aceste simptome, recomandați testarea COVID? Ne mai putem gândi că putem avea o viroză respiratorie mai gravă sau bineînțeles, chiar gripă? Doar că singura diferențiere așa se face, prin testare. Altfel nu avem cum să diferențiem dacă este COVID sau dacă este o viroză cu virusuri pe care le cunoaștem deja. La gripă, care sunt manifestările frecvente? Sunt aceleași manifestări pe care le cunoaștem și la răceli. Problema este că de obicei sunt mai accentuate. Da, începem cu febră mai serioasă, cu alterarea stării generale. Bineînțeles, poate să fie partea de dureri în gât, odinofagii, disfagii, cum le numim, congestie nazală. Deci sunt tot stil răcel, dar mai accentuate un picuț. Veți continua această campanie de vaccinare antigripală și în perioada aceasta? Bineînțeles, bineînțeles. Ușile noastre sunt deschise pentru vaccinare. Și pentru vaccinarea antigripală și pentru vaccinarea anticovid. Da? Deci suntem implicați în aceste, să zicem, stopări a bolilor în general. Suntem prezenți și pentru testare și pentru tot. Cum vedeți următoarea perioadă, raportându-vă și la datele pe care le aveți privind infectarea cu COVID? Este încă sezonul acesta al virozelor, pneumoniilor? Deocamdată încă este, într-adevăr, sezonul nu s-a terminat. Sunt probleme respiratorii, dar n-aș putea spune ceva deosebit. Adică mie se vede, într-adevăr, că este o scădere totuși. Simptomatologiile care erau și cazurile enorme care intrau și absolut toate testările, deci nu pot să uit când a debutat acest, din nou acest episod de COVID în care tot ce testam venea pozitiv. De data aceasta testăm, unele sunt pozitive, unele sunt negative, adică într-adevăr mai merg și cu alte boli, nu doar cu pe virusul de COVID. Da? Deci e un picuț mai bine decât la începutul sezonului.